Bună ziua, dragi telespectatori, bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Ceraselea Libe, gazda dumneavoastră. Mă bucur să am alături de mine astăzi pe domnul lector universitar dr. Vladimir Agachi, dirijor, și pe domnul doctorand Vlad Mărghitaș, psiholog. Bine ați venit! Bună ziua. Bine v-am găsit și mă bucur că suntem iarăși împreună. De fapt, la câta ediție? Deja suntem, cred că a treia sau a patra oară împreună. Da. Și astăzi, dragi telespectatori, vor fi povestiri despre muzică și creier în studioul TV Cluj AM. Nu întâmplător ne-am întâlnit azi, ne-am întâlnit pentru că se apropie un eveniment al anului, un eveniment care de ceva vreme a devenit o tradiție a Clujului, și anume Sinfonia Iubirii, un spectacol interesant, de fapt un concept interesant are acest eveniment. Și domnule Vladimir Agachi, vă invit să ne reamintiți puțin cum a apărut acest eveniment în viața culturală clujană și care e conceptul din spate. Da, în primul rând, înainte să povestesc puțin despre istoria acestui eveniment, aș vrea să mulțumesc colegilor, prietenilor noștri din Cluj, care ne susțineți de atâția ani. Pentru că deja este al 8-lea an și a 6-a ediție. Felicitări! Deja vorbim de o tradiție în toată regula. Da. Și înainte de toate, este și cel mai apreciat eveniment al nostru. Adică, nu știu, cumva ne gândim, până la urmă, vorbind așa în termeni economici, cel mai bine vândut eveniment al nostru. Da, până la urmă, aceasta spune foarte mult despre eveniment. Da. Haideți să le reamintim puțin ce se întâmplă acolo pe scenă în Sinfonia Iubirii. Da. Deci Sinfonia Iubirii a apărut în 2015, imediat după ce am fondat împreună cu prietenul meu Cosmin Young Famous Orchestra. Era al doilea eveniment al nostru și mi-aduc aminte că cu puțin timp înainte, poate prin februarie, dar nu sunt absolut sigur, nu mai țin minte, am fost la Berăria Culturală a domnului Novăcescu și la un discurs al lui Daniel David. Despre, nu mai știu exact despre ce sau cum se numea, dar știu că ce a transmis atunci și felul în care a livrat anumite informații despre viața bună, despre viața trăită cu sens, despre o viață plăcută, nu știu, m-au impresionat atât de tare și mă gândeam că dacă le-aș fi știut de dinainte, aș fi putut să sufăr mai puțin. Dar probabil că nu ar fi fost așa, că le-am aflat exact atunci când a trebuit. Dar era o reflecție utilă. Da, era o reflecție bună. Da, și ca să se nască Sinfonia Iubirii. Exact. Da, și cumva m-am gândit că s-ar putea ca acele... dacă aș putea să includ într-unul dintre evenimentele noastre, dintre concertele noastre, aceste informații, mă gândeam că s-ar putea să ajungă mai ușor la oameni, dat fiind că sunt și secundate de muzică, sau muzica este secundată de informații, deci practic ambele, și emoționalul și cognitivul, au parte de un festin, să zicem, în cadrul acelui concert, și omul pleacă de acolo și cu o stare de bine, dar și cu niște informații utile care să-l ajute să trăiască o viață mai bună, mai plăcută, mai plină de sens. Și uite, așa s-a născut Sinfonia Iubirii. Da. Și iată că nu suntem numai alături de un dirijor, ci și de un om de știință. Domnul doctorand Vlad Mărghitaș vine aici să susțină o idee pe care Bigard o spunea la un moment dat, că pentru amorsarea unei semnificații emoționale e suficient câteodată mai puțin de o secundă de muzică. Sigur că nu știam sună asta. Foarte interesant, dar acum, sigur, pe omul de știință poate să-mi infirme sau... Dar sună promițător, cel puțin. Hai să vedem. Domnule Vlad Mărghitaș, ce vă ține aproape de acest fenomen? Ce s-a întâmplat între dumneavoastră și fenomenul muzical susținut în mai multe maniere și în mai multe contexte de către domnul Vladimir Agachi? Păi, prima dată aș vrea să menționez că titulatura asta de om de știință e un pic peste mână, poate, având în vedere că sunt la început. Da, este adevărat, dar bineînțeles sunt la începutul drumului acestuia de doctorat în anul întâi și pot să zic că acea punte de legătură dintre muzică și psihologie, în cazul meu s-a dezvoltat ideea mea de cercetare pe care am gândit-o și am dezbătut-o împreună cu coordonatoarea mea, doamna profesor Oana David.
Și această temă se leagă de cumva un tărâm comun al muzicii și al psihologiei, un tărâm care poate da naștere anumitor emoții care nu sunt întâlnite așa în viața de zi cu zi tot timpul la oameni. Și vorbesc aici cu precădere de emoția de uimire, de exemplu. De o emoție care ține așa de o stare a conștiinței pe care nu o experimentăm în fiecare zi, ci la ocazii mai speciale, la ocazii de întâlnire cu muzica, de exemplu, cu cultura, cu stimul care ne fascinează și ne ridică puțin de la nivelul banal, cotidian, în care simțim emoții, să zicem, de o intensitate mai mică. Și atunci m-am gândit să studiez acest fenomen și să văd, de exemplu, în contextul muzical, dacă apare, cât de des apare, în ce măsură influențează oamenii această emoție de uimire și ce rezultate pot fi de aici. Fiindcă ne vom uita inclusiv prin chestionarele noastre și la parametri precum cât de bucuros este individul respectiv după concert, dacă simte mulțumire sau recunoștință sau poate i-a scăzut nivelul de vinovăție, nivelul de tristețe pe care îl avea la începutul spectacolului. Deci sunt mai multe rezultate, ca să zic așa, psihologice, la care ne uităm și sperăm să se vadă și legătura clară cu muzica, cu partea muzicală a evenimentului. Cred că domnul Vladimir Agache va fi în măsură să susțină producerea unei game diverse de emoții acolo în sala de spectacol. Să știe. Dar vreau să mai spun ceva în legătură cu colaborarea noastră. Pentru că și eu sunt postdoctorand la psihologie. Mi-a venit ideea asta când eram în India și m-am gândit că ar fi un lucru interesant să pot să studiez. Mă rog, inițial mă gândeam să studiez efectul vibrației asupra organismului uman și cineva mi-a spus, nu, că trebuie să te duci la fizică atunci. Și am zis că nu vreau să fac asta, nu vreau să mă duc să... și atunci m-am gândit cum s-ar putea totuși să, fiind prieteni și cu Daniel, cum s-ar putea totuși să fac asta mai aproape, într-o știință care să fie mai aproape de muzică sau de artă. Și atunci a venit ideea asta, să încerc să teoretizez sau cumva să combin, pentru că știam că există diferite studii care au fost făcute pe efectul muzicii asupra emoțiilor, asupra schimbării emoțiilor umane și efectul terapeutic, mai ales că există și meloterapie. Sigur, și așa. Da. Dar când am început postdoctoratul, nu aveam idee la ce mă leg și cumva m-am speriat la un moment dat, pentru că îmi dădeam seama că limbajul acesta științific mi este total necunoscut. Și atunci cumva a venit Oana David, care este și coordonatoarea lui Vlad și este și prietena noastră și mi-a spus că are ea un băiat extraordinar pe care să mă conecteze și să lucrăm împreună. Și am zis, bine, ok, facem. Dar nu știam că o să fie așa o colaborare bună. Chiar ne-am înțeles foarte bine și de la începutul anului universitar lucrăm împreună, ne întâlnim săptămânal și discutăm. De multe ori sunt brainstorming-uri, ascultăm și muzică împreună, mai vorbim despre... Este și componenta asta informală. Da, e foarte informat. Contează mult într-o colaborare. Până la urmă studiați chiar și pe voi înșivă, nu producerea acestei stări. Exact. E într-adevăr mai puțin discutată această emoție. Este uimirea o emoție fundamentală, la fel ca furia, ca tristețea sau ca bucuria frica. Despre care, sau frica despre care se vorbește atât de mult. Da. Sau cât de necesară și cât de mult ne ajută o stare de uimire până la urmă pentru a fi mai funcțional. Da. Mm-hmm. Adică atunci când Vlad a spus că studiază acest fenomen, mi s-a părut că exact acest lucru lipsește. Mm-hmm. Adică nu lipsește, dar lipsește conștientizarea faptului că uimirea este așa o emoție importantă. Pentru că de cele mai multe ori când te simți așa copleșit de frumusețea sau de cât de extraordinar este totul în jurul tău și nici nu știi ce poți să faci altceva decât poate să plângi. Nu știu ce altceva ai putea face. Mm-hmm. Cumva nu știu, această emoție acționează atât de adânc înăuntrul tău și uneori te poate schimba radical, pur și simplu. Și dacă ai și conștientizat faptul că e așa de importantă
să faci asta din când în când, să ne lăsăm surprinși sau uimiți de tot, de ceea ce ne înconjoară. Și cum ai zis și tu, e o emoție destul de puțin discutată în comunitatea științifică față de acele emoții de bază. Și e păcat să nu ne uităm la care ar putea fi impactul acestei emoții și dacă într-adevăr se poate asocia cu un eveniment precum cel muzical. Da. Produce limitarea unor efecte negative în viața de zi cu zi uimirea? Oare reduce vocea critică din noi, ne ajută să ne detașăm de stresul cotidian? Ce efecte are? Da, din cercetările pe care le-am citit până acum, poate avea efecte benefice și, bineînțeles, cele acute, cele care apar imediat, sunt cele mai evidente. Adică după un eveniment precum cel de de a asculta muzică clasică, după, într-adevăr, poți simți încântare, poți simți o stare de calm, poate ți se diminuează și dintr-o anumită stare de anxietate avută anterior. Dar în studiul acesta e interesant, fiindcă noi ne vom uita și la efecte de lungă durată. Să vedem dacă, nu știu, peste 3 săptămâni, peste o lună, se păstrează acea stare mai curând pozitivă pe care omul a dobândit-o în urma evenimentului. Bineînțeles, pe parcurs apar și alți factori în viața individului care influențează starea emoțională, dar totuși vrem să vedem cât de stabil poate să fie efectul ăsta. Acest efect care pe moment este evident, de cele mai multe ori mă simt mai bine, am ieșit din sala de concert, dar să vedem, poate peste o săptămână a rămas ceva cu mine, poate, din acea stare. Poate se zice așa despre uimire, citeam undeva la un moment dat, mai demult, nu mai știu cui aparține această afirmație, că scoate latura cea mai umană din noi, ca oameni, la suprafață și dă sens și comunitate celor care simt deodată acea uimire. Ce frumos, în sala de concert, minunat. Probabil că tu, dumneavoastră, domnule Vladimir Iagache, simțiți comunitatea aceea vibrând într-o stare emoțională pozitivă, care găsește un sens în muzică, în starea aceea de scătușarea minții, a creativității, că fiecare acolo își trăiește povestea, imaginează ceva când ascultă muzica. Da, muzica asta este fenomenală pentru că are o capacitate de generalizare, cea mai mare capacitate de generalizare dintre arte, adică se conectează la experiența și amintirile fiecăruia în parte, pentru că este atât de puțin obiectivizată, să zicem, sau are obiectul ei nu este atât de palpabil, da? Nu avem o imagine, sunt niște sunete care ne lovesc și atunci practic ele se leagă de materialul propriu al fiecărei persoane. Fiecare vine cu bagajul său și atunci experimentează experimentăm aceeași durere noi doi, dar prin amintiri diferite și prin experiențe diferite. Dar în schimb, să zicem, stimulul sau emoția sau senzația este aceeași. Da. E foarte interesant. Și chiar starea fiziologică, fiziologică e foarte similară de la persoană la persoană. Ce modificări fiziologice se produc atunci când oamenii ascultă muzica? De cele mai multe ori apare o stare de calm, cum spuneam, și lucrul ăsta se reflectă și în organism. Adică automat inima bate mai regulat, nu e atât de accelerat ritmul cardiac, la fel și pulsul, dar depinde foarte mult de muzică, nu? Fiindcă la concertele de muzică rock, de muzică care în mod intenționat e mai agresivă, este mai plină cu vitalitate, pot apărea efecte fiziologice opuse, în sensul de un ritm accelerat al inimii, nu? Un puls mai crescut, dar tot în sens pozitiv. Deci oamenii care simt că în mod intenționat intră în acel context și vor să se bucure de acea experiență, când simt acele senzații, ei le etichetează ca fiind pozitive, ca având un efect benefic asupra vieții lor. Pe când dacă ar fi aceleași senzații fiziologice, dar să zicem un context în care ei nu vor să fie, cum ar fi pe un examen, de exemplu, atunci ar eticheta acea emoție ca fiind una negativă. Deci depinde foarte mult de percepția subiectivă și de percepția controlului pe care îl ai. Fiindcă în sala de concert, cum o să fie la eveniment la Sinfonia Iubirii, o să vină persoane care vor să fie acolo. Da. Sigur. Deci opțiunea deja te setează pentru anume dispoziție să fii congruent cu ce se va întâmpla acolo, nu? Da. Da, dar tocmai din acest motiv facem acest studiu care se numește aleatorizat sau cum randomizat. Da, e randomizat. Se cheamă, mai pe românește, oamenii care se înscriu în studiu pot face parte din 4 grupuri experimentale. Așa.
Și există șanse egale de la persoană la persoană în legătură cu care va fi grupul în care va fi alocat respectivul individ. Și atunci noi am gândit să fie 4 grupuri, fiindcă da, avem persoanele din sala de concert, dar vrem să avem un grup care urmărește concertul de acasă, în format înregistrat. Și acele persoane vor urmări în singurătate. Deci vrem să izolăm un pic variabila asta de comuniune. De comuniune. Da, și să vedem dacă există un efect suplimentar, benefic, pe care l-ar putea oferi senzația că ești înconjurat de o comunitate, cum se întâmplă în sala de concert, versus scenariul în care ești singur acasă și urmărești în format înregistrat evenimentul. Și al treilea grup va urmări doar partea de psihoeducație, de care se va ocupa domnul profesor Daniel David, fiindcă vrem un pic să izolăm și variabilele care țin de conținutul evenimentului. Să vedem cât la sută e efectul psihoeducației, cât la sută e cel al muzicii, chiar dacă în eveniment cele două apar îmbinate. Da, și al patrulea grup va fi de control. Ei nu vor face niciuna din aceste intervenții, fiindcă vrem să vedem dacă există un efect care nu e întâmplător acolo, care se datorează intervenției noastre. Da, foarte interesant. De altfel și în evenimentele trecute am fost invitați să completăm chestionare privind dispoziția, starea ce aveam înainte de concert și după concert și perspectivele ce le aveam în evaluarea unor situații înainte de concert și după concert. Da. Cred că au fost binevenite și acele chestionare care pe parcursul atâtor ediții, 5 ediții, au fost colecționate. Da, noi am colecționat chestionarele ultimelor două ediții, și tocmai acum lucrăm acum am pus puțin în pauză la acest studiu, pentru că ne ocupăm de diseminarea și de înlesnirea studiului pe care vrem să-l facem acum la această ediție, dar tocmai scriem un articol legat de studiul pe cele două concerte trecute, pe emoțiile și pe cognițiile care diferă pe care le-a modificat concertul sau muzica împreună cu psihoeducația. O combinație foarte reușită. Da. Și în acest an va fi invitat domnul profesor Daniel David. Da, este un invitat permanent al evenimentului Simfonia Iubirii. Practic nici nu putem spune că este un invitat, pentru că este evenimentul nostru. Da. Adică n-ar putea să fie Simfonia Iubirii fără el. Da, pentru că așa a și fost gândit. Adică dacă vom face ceva în care poate vom folosi o componentă sau altă componentă de psihoeducație sau poate colaborarea cu un alt psiholog, acela nu va fi Simfonia Iubirii. Acela va fi un alt eveniment și vom vedea ce se va întâmpla în momentul acela. Dar nu, acum Simfonia Iubirii este cu Daniel David și Vladimir Agachi. E deja consacrat și cei care venim ne așteptăm să fie în formula aceasta. În acest an, Simfonia Iubirii vine și cu modificări în repertoriu? Că în fiecare an introduci ceva nou? Da, da. Și am spus că de data aceasta nu vom mai trece programul în caietul de sală, pentru că vom vrea să fie o experiență. Adică, oricum, în general, nu îl diseminam în afară de caietul de sală. Dar vorbind cu un prieten, mi-a spus că îmi spunea că ar vrea să vină la concert, dar nu știe ce piese se cântă. Și i-am spus că scopul nu este să vii să asculți niște piese, ci să trăiești o experiență. Deci nu prea contează ce piese se cântă. Adică contează, dar nu ar trebui să conteze în alegerea ta dacă vei veni. Nu contează să le știi dinainte. Da, să le știi dinainte, nu? Vreți să produceți efectul de o imire? Asta ar fi mai curând un efect de surpriză. Să ne surprindere a publicului. O deschidere a minții și a dispoziției spre a primi ceva, nu? Deci vom avea, ce pot să vă spun așa, vom avea un aranjament nou al unei lucrări foarte cunoscute. Un aranjament foarte frumos și nu vă spun mai mult de atât. Așa? Vom avea o piesă a unui compozitor contemporan care cred că se pretează foarte frumos la una dintre primele emoții pe care le vom putea explica sau le vom putea exprima în concert. Tot așa,
putem să rămânem aici. O parte va fi întotdeauna, pot să spun, uvertura la flautul fermecat de Mozart, pentru că mi se pare că e una dintre cele mai extraordinare lucrări scrise, creații scrise vreodată, pentru că combină așa toate elementele, de la terestru la cosmic, de la adult la copil, toate planurile vieții sunt așa aduse împreună și cumva combinate, dar sunt și de sine stătători prezente, se și ajută, se și unesc uneori, uneori un tânăr poate să pară bătrân sau invers, de aceea și opera a fost catalogată ca operă pentru copii, dar de fapt e plină de simbolistică și pot să fii și un filozof care să găsești în ea sensuri, mii de sensuri, adică au fost scrise zeci de cărți despre opera asta. Da. Deci cumva din cauza întotdeauna asta. Când ascult flautul fermecat, mă gândesc că seamănă foarte mult cu Micul Prinț. Da, absolut. A fost scrisă pentru copii, dar de fapt pot găsi mii de înțelesuri adulți acolo, în această operă. Da. Domnule Vlad Mărghitaș, mă gândeam dacă studiul are în vedere și surprinderea stărilor celor care au fost la concert imediat după. Deci cei care sunt incluși în studiu sunt invitați imediat după concert să aloce un timp de discuție cu dumneavoastră sau cum se derulează? Că sunt foarte curioasă să știu. Așa la cald, luați pulsul uimirii participanților. Pulsul uimirii într-adevăr se ia la cald, adică imediat după concert. Nu se ia sub forma unei discuții, dar sub forma completării de chestionare. Am înțeles. Și asta va fi și la începutul concertului, deci înainte de toată partea evenimentului și imediat după aceea. Practic, astea sunt măsurătorile principale. Uh-huh. Vă ziceam înainte, vor fi și niște măsurători la distanță de câteva săptămâni după, dar astea sunt măsurătorile pe care noi ne bazăm și, într-adevăr, vom aloca așa un timp de, să zicem, 10-15 minute, atât înainte cât și după concert, pentru completarea acestor chestionare. Numărul de participanți la studiu poate fi destul de mare, ținând cont că biletele s-au epuizat, ținând cont de faptul că cei care doresc să participe probabil la acest studiu sunt numeroși. Nu? Sunt numeroși, într-adevăr, dar mai numeroși sunt cei care vor să participe la concert luându-și bilet și atunci automat ei nu mai au cum să facă parte din vreunul din celelalte grupuri. Da. Deci cumva publicul studiului e destul de independent, separat de publicul din sala al concertului. Da. Evident, vom oferi aceste chestionare și publicului din sală și răspunsul lor va fi luat în considerare, adică va fi foarte interesant să vedem și răspunsul celor care nu erau oficial parte din studiu și astfel vom obține niște răspunsuri mai apropiate așa de viața de zi cu zi a oamenilor. Dar pentru acest studiu specific este într-adevăr de recomandat să se adune mai mulți oameni, cât mai mulți oameni posibil, pentru ca să putem completa și celelalte grupuri experimentale, fiindcă nu este important doar grupul din sala de concert și și restul. Ci și cei care urmăresc online sau care participă doar la psihoeducație. Și vreau să vă pun o întrebare, domnule Vladimir Agachi. Cu siguranță că vă uitați la concerte înregistrate de la Scala din Milano și alte locuri celebre. Dumneavoastră, ca om de muzică, cum trăiți evenimentul live? Cum trăiți un eveniment pe care îl absorbiți fiind înregistrat? Depinde foarte mult de starea pe care o am în momentul adică în momentul în care fac această ascultare, această audiere și de ceea ce îmi propun. Pentru că, uitați, mie îmi place foarte mult Filarmonica din Berlin. Cumva acolo am și stat o vreme și am fost de multe ori la repetiții la ei și la concerte și îmi place foarte mult stilul lor de interpretare și îmi place foarte mult de dirijorul lor principal de acum și dacă, de exemplu, mă gândesc să mă uit la un concert înregistrat pe sala de concerte digitală, pe Digital Concert Hall de la Berliner Philharmoniker, îmi aleg concertul și de cele mai multe ori sunt atent la detalii. Deci îl urmăresc mai degrabă cumva conștient, să spunem. Nu atât de mult experiența, ci să văd felul în care fac anumite lucruri. Cum se raportează într-un anumit stil sau dacă folosesc anumite maniere de interpretare sau felul în care abordează
anumiți parametri din, din cadrul pieselor, adică lucruri foarte de detalii. Sunt analitic. Da, da. În schimb, când am fost la concert acum un an, ultima a fost acum vreun an și jumătate, cred, dacă mi-aduc bine aminte, am stat pur și simplu în sală și am respirat. Ați absorbit tot ce am primit acolo și spiritul analitic, analiza fizică. Nu mai exista nimic, nu, nimic, nimic, nu. Deci pur și simplu, așa, nu știam, era o experiență psihedelică, să spunem așa, foarte puternică de unire. Și mai, dar mai voiam să spun înainte să mă întrebați asta legat de publicul pentru studiu. E foarte interesant că trebuie să fim specifici aici și Vlad a făcut un lucru foarte bun că a descris bine de tot, adică a scris foarte corect în descrierea studiului că cel care va face parte din studiu, bine, asta n-a fost chestia, am spus-o eu, nu trebuie să-și dorească neapărat să vină la concert, pentru că dacă el își va dori neapărat să fie la concert și va fi selectat aleatoriu, nu, și totuși șansele mari sunt să nu fie selectat, adică 75%, 3 din 4 este să nu fie la concert, atunci s-ar putea fie să fie supărat că nu poate să vină la concert, fie să-și ia bilet și atunci să practic să dăuneze studiului. Da. Deci și o persoană înscrisă în studiu nu poate să facă parte din două grupuri simultan, nu. Adică să meargă și la concert. Nu. Deși va primi ulterior orice persoană care nu o să fie alocată în grupul care conține concertul, ori în forma fizică, ori în cea înregistrată, va primi ulterior materialele înregistrate pentru concert. Dacă, să zicem, nimerește în grupul 4 unde nu se întâmplă nimic. Da. Deci eu asta vă propun să le promiteți că le dați bilete pentru următorul și concert. Și asta vrem să facem. Deci, este pe listă, este pe listă de recompense și motivații. Am spus că vor avea o mare reducere la cumpărarea biletelor de la, de la următoarele evenimente, cu siguranță. Dar da, cei care fac parte din studiu trebuie să-și asume că sunt 75% șanse să nu fie în sala de concert, dar sunt 25% șanse să primească o invitație gratis. Nu mai, cumva să nu se înscrie pentru asta. Axiologi știm că foarte mult contează în controlul comportamental anticiparea consecințelor și de aia să fie riguroși în a se comporta cum se cuvine pentru a fi un studiu realizat așa cum vă doriți de dumneavoastră. Și oricum va fi interesantă și ofertantă oricare din variantele da, din grup. Absolut. Sigur. Absolut. Sigur. Da, și numărul de persoane cuprinse în studiu va fi mare? Depinde foarte mult de cât se înscriu, dar ar fi recomandat să fie cât mai mare, chiar și să treacă peste 100 de participanți. În total, nu mă refer pe grup, dar ar fi ideal. Ar fi motiv de bucurie. E important și... Fiindcă, scuză-mă un pic, Vlad, cu cât numărul e mai mare, cu atât descoperirea studiului va putea fi una mai relevantă. Deci vom avea încredere mai mare în acele rezultate dacă ele vin din partea mai multor persoane. Da. Sigur că da. Deci facem un apel atunci comunității clujene să vină în întâmpinarea studiului, da. Da, dar aș vrea să ne spuneți unde găsesc date despre studiu și posibilitatea de a se înscrie, astfel să fie facilitată. Da. Unde să caute? Noi pe toate canalele noastre am diseminat această informație, deci pe profilul de Facebook a lui Vlad, pe profilul meu de Facebook. Vlad Mărghitaș, profilul meu de Facebook și profilul lui Vladimir Agache. Va fi diseminat și pe pagina Young Famous. Cred că ar trebui să o diseminăm pe pagina Young Famous. Spusesem la început să nu fie la un moment dat o problemă de comunicare, să nu înțeleagă lumea ce facem, ce vrem să facem de fapt, dar dat fiindcă nu mai prea există bilete, nu cred că ar fi nicio problemă să diseminăm un moment oportun să puneți pentru completarea restului de locuri din sat. Da. Exact. Da. Deci ar trebui să facem asta. Și pe toate, cred că la fel încercăm din gură în gură, prin WhatsApp, prin grupurile pe care le avem, deci oricum, dacă căutăm Sinfonia Iubirii și căutăm studiu psihologic, se găsesc destul de informații și acolo este descrierea completă, este un link pe Google Forms de înscriere. Va fi ușor de... Deci asta e foarte bine că ne spuneți. Da. Așadar, există posibilitatea de înscriere foarte ușoară, dacă e o formulă de
acest fel de înscriere, da. Și îi invităm pe cei care ne privesc să intre și să se înscrie, da. Pentru că oricum va fi un câștig. Da, da. Nu? Un câștig, da. Și cultural și științific. Și cultural, da. Și științific, sigur că da. Și până la urmă va fi câștigul întregii comunități. Da. Asta e de fapt. Noi încercăm să înțelegem cum putem să ajutăm mai mult în jurul nostru, cum putem să ajutăm, să ne ajutăm și pe noi și pe prietenii noștri și pe toți oamenii din jurul nostru să trăiască o viață mai bună, mai plină de sens, mai frumoasă, mai împlinită. Da, și cred că e foarte important că ne va ajuta acest studiu să ne înțelegem mai bine nevoile, că avem nevoie și de uimire în, da. Viața noastră de zi cu zi, o viață altfel destul de anostă și prea impregnată de stres și de alte emoții, da. Negative. Da. Concertul va avea loc în 28 mai. Da. Da, și vă rog să-mi dați date despre, da. Moment, loc. În 28 mai, la orele 19, la Auditorul Maximum sau Filarmonica. Multă lume o știe de Filarmonica, da. Deși cred că cei mai tineri o știu mai degrabă de Auditorul Maximum. Exact. Și aș vrea să adaug că cel mai frumos lucru pe care, adică de care ne putem bucura în momentul în care suntem într-o sală de concerte, este acest lucru că ne se creează o atmosferă propice ascultării muzicii și imersare în ea, experimentării acestei stări de flow, pentru că și cumva să lăsăm tot bagajul emoțional de dinainte, toate grijile să le lăsăm la ușă când intrăm, pentru că de cele mai multe ori și mie mi se întâmplă, adică nu pot spune, vorbesc din experiența proprie, mă distrag gândurile că ar fi trebuit să fac ceva sau am uitat ceva sau n-am închis un ciclu sau trebuia să dau un telefon și toate lucrurile acestea mă împiedică din a experimenta muzica și a mă imersa în acest fenomen de masă, în acest fenomen social, comunitar, foarte important în care aș putea să simt, să experiențiez mult mai mult decât niște sunete. Exact. Sau, da. Îmi amintesc din evenimentele precedente cum ne-ați învățat să ascultăm tăcerea. Da. Și încercăm. Era o sală întreagă într-o tăcere plăcută și conștientă. Și a fost foarte frumos. Da, da, da. Da. Uimirea va fi obiect de studiu, dar cu siguranță că va fi și un moment de trăire chiar și pentru domnul doctorand Vlad Mărghitaș. Veți fi prezent, cu siguranță. Bineînțeles, absolut. Bineînțeles. Și mă aștept să simt și eu această emoție. Da, e frumos, da, așa, minunat, să fie, da. Și cercetătorul pus în situația de a experimenta ceea ce cercetează, da. Nu? Da, fiindcă în primul rând trebuie trăită cercetarea asta, pe mai lângă ales a fi doar scrisă. Când e vorba scrisă, de sau ceva așa de frumos, nu? Precum uimirea, care cred că e generatoare și de alte stări emoționale pozitive, declanșează și resorturi creative, că îmi imaginez că atunci se întâmplă multe când suntem, da, uimiți, nu? Pentru că se lărgește într-un fel orizontul acesta psihologic al omului. Adică omul e mai dispus să simtă emoții diverse pe care în mod normal nu le-ar simți în condițiile cotidiene de stres, de exemplu. Așa. Și într-adevăr e mai deschis pe creativitate, poate să simtă așa o senzație de sens mai bogat în viața sa, de împlinire, de o stare așa de pace interioară, poate chiar. Bineînțeles, în alte instanțe de uimire pot apărea și unele emoții mai puțin plăcute, cumva de groază, dar selectând foarte grijuliu repertoriul muzical pentru acest eveniment, cel mai probabil nu vor fi aceste conotații negative, ci mai degrabă cele plăcute. Da. Acum fiecare, cu bagajul său, cum spunea domnul Vladimir Agachi, va face combinații de imaginație în funcție de ce are el. Da, el absolut, însuși, dar să sperăm că vor fi stări plăcute. Vă invit să mai adresați un mesaj celor care ne privesc și care așteaptă să intre și în studiu și în sala de concert în 28 mai 2024 la Auditorium Maximus sau în studiu care se derulează pe o perioadă mai îndelungată, cu siguranță. Da, dragii noștri, tot ce pot să vă spun este că, în primul rând, vă mulțumesc pentru că deja sunteți atât de mulți alături de noi și veți fi atât de mulți alături de noi
și ne bucurăm să vă întâmpinăm cu mult drag și tot ceea ce vă invit să faceți, să facem împreună, este să lăsăm, să ne dăm voie să putem să experimentăm și să primim acest mare dar al muzicii. Și noi, și eu, și orchestra, și voi, și publicul, pentru că toți facem parte din acest mare, ce pot să spun, experiment care se numește viață, nu? Și cei care nu vor fi în sala de concert, acum te voi ruga pe tine. Sau nu, cei care pot să fie următorii din parte din studiul psihologic. Da. După cum spuneam, și cei care nu sunt în sala de concert pot trăi aceleași experiențe sau, mă rog, experiențe similare cu cei care sunt prezenți acolo și consider că merită pentru oricine să se gândească să facă parte din acest studiu, fiindcă, în primul rând, este și un instrument de cunoaștere a universului interior, de ce nu să vedem cum reacționez emoțional la muzică, cum reacționez la combinația asta între muzică și educație psihologică. Și sunt multe lucruri pe care cu o anumită curiozitate și o anumită disponibilitate să mai trăim și în prezent câteodată și cuprinși așa de valul emoțional al momentului, mai ales într-un context muzical, artistic, de ce nu, eu zic că ar fi o ocazie frumoasă pentru oricine să facă parte din studiu. Da, și împreună facem lucrurile mai frumoase pentru noi și pentru cei din jurul nostru și uite așa, cărămidă cu cărămidă construim raiul pe pământ, nu? Da. Asta facem. Cu aceasta cred că i-ați convins, vă căutați pentru studiu și pentru concert. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule lector universitar dr. Vladimir Agachi, domnule doctorand Vlad Mărghitaș, că ați fost prezenți azi alături de mine în emisiune. Aștept cu drag să doriți să veniți și pentru a ne spune rezultatele studiului. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere! La revedere! La revedere!